întâlnire Epigra Mișchilor a ajuns la a 36-a ediție. Cu toate că alte două festivaluri de același gen au loc în țară la aceeași dată cu noi, ne-am bucurat de o masivă participare epigramiștilor de valoare la concursul nostru cu temele Oameni și animale și Animale printre oameni. Au participat 72 de concurenți, printre care s-au numărat și doi foarte buni epigramiști din Moldova de peste Prut. Cum în niciun concurs nu pot câștiga toți, departajarea s-a făcut de un juriu competent, format din personalități ale genului, al cărui președinte a fost cunoscutul umorist și om de cultură, Mihai Frunză. În afara celor prezenți astăzi aici, trebuie să mai amintim participarea la concurs și altor epigramiști valoroși prezenți la celelalte festivaluri de epigrame sau absenți din diferite motive, cum ar fi Gheorghe Pâlici, Vasile Larco, Nicolae Bunduri, Gheorghe Șchiop, Laurențiu Ghiță, Ioan Todărașcu, David Valentin sau Vasile Manole. Menționez că la festivalul nostru au marșat și doi reprezentanți ai culturii buzoiene, domnul Ion Nicolescu și domnul Viorel Frâncu. Domniile lor au acordat câte un premiu la doi epigramiști participanți la concursul nostru. Și acum să trecem la treabă. Îi cedez microfonul proaspătului domnului Mihai Frunză, precum pentru moderarea primei reprize epigramatice. Mulțumesc domnului director al Casei de Cultură și al festivalului. Și aș invita-o în fața publicului pe doamna Eli Trepeanu, dar a plecat. Da. Cântă la o nuntă la Ploiești. Am să-i citesc în lipsă o epigramă. Cocoșul. Cocoșul mândru fierbe în zeamă acră, deși el oală e satisfăcut, e mulțumit când viață a avut, neveste multe, însă nicio soacră. Am să-i transmit aplauzele. Asta că suntem nevoiți să începem cu domnul Valentin Ursu din Ploiești, care în epigrama Civilizația umană a constatat următoarea situație. Hergherie sub capotă și pe grilă-i pus un cal, scoate zgomote ca-n grotă, la volan alt animal. Să-i dăm cuvântul. E aici? Da. Da. Geamul tehnic. Da. Geamul tehnic. Da. E la soare. Știți, aici, solist. Unde sunt? Aici, pe fața. Am o poezică de data asta. Ion. La govern de un timp lucrează un robot numit Ion. Nu bea apă, nu fumează și nu-i trăbă avion. Este totuși o dilemă. Nu știm cum e încadrat și ar mai fi, dar nu-i problemă cât curent a consumat. Ce preț a avut robotul? Cât de bun e la ceva? Ne-am îndatorat cu totul? Am plătit și TVA? Să învețe românește prima dată e să fure și pe urmă că mai crește, colorat să ne înjure. Fizica învățat și drept, meditat de domn pe roadă, multe de la el aștept, de deștept să dea și roadă. Este harnic și destoinic, nu vorbește în întrebat, deocamdată nu-i războinic, nici nu este agramat. N-are gând de însurătoare, căci așa e el setat, avantajul că nu are o nevastă de plimbat. Stă în colț și e modest, lângă priză el se trase, nu ca altul ce peșesc, s-a trezit cu 6 case. Dacă își dă și doctoratul, cred că poate până vară, și muncind ca nimeni altul, câți miniștri dăm afară. Până la anul la alegeri mi-am făcut deja un crez, ne va ține și prelegeri, îl susțin și îl votez. Și acum
acum doamna Elena Mândru din Iași. Dacă mai poate, că azi pe vapor a dansat în Stambul. La voi dansez întotdeauna. Foarte bine. Să vorbesc, am să citesc. Păcat că ai dansat singură. Îmi place. Nu simt mai bine. Mai bine, deci vreau să citesc o epigramă. Una? Da. Marilor oratori. Marilor oratori. Da. Din tema oamenii și animale. Un papagal isteț vorbește și uneori cam pestrițat, dar omul, dacă e educat, din când în când, mai și gândește. O să vă dau un premiu. Da. Citesc mai departe pe epigrama care a citit Lumea, care a citit de Frunză. Politician bineorientat, cu ștabii vrând să fie în ton, fiindcă speră promovarea, își schimbă tot mereu culoarea, de parcă ar fi cameleon. La tema animale printre oameni, evoluție. De când a coborât din pom, maimuța se crezuse om. Iar drept urmare azi firește și omul se maimuțărește. Și protecția animalelor. Se întâmplă lucruri cam ciudate la noi în văzul tuturor. Cu atâtea fiare protejate, e omul țapul ispășit. Să ne mutăm la mare și îl invităm să se reproducă, să se producă la scenă deschisă pe domnul Petru Brumă din Constanța. Un poet de excepție și un bun epigramist. În epigrama Moștenire resetată ne spune că tu casa de la țară să o lași străinilor, nemai având urmași, iar viola din oraș să o păstrezi, că ai destui canari și pechinezi. Îmi dau cuvântul, e aici? Totuși un remember de la mare la sfârșit de sezon, estimat. Să dau microfonul? Nu, cred că... Dupla romanță a minei marine și a bombei de coastă. După cheia ce mi-ai dat aseară, cheia de la poarta verde, am pierdut-o chiar aseară, dar ce cheie nu se pierde? Eu îmi minulesc. Mila. Mila ce-a putit pe mare. Mila ce-a venit poțește, a pocnit la țări pe mare. Dar ce mila nu pocnește? Mila ce-a ajuns cu valul mai la nord de Vama Veche, n-am văzut-o. Dar haina m-a lăsat într-o ureche. Mila ce-a intrat în dană, n-au văzut-o nici geniștii. Dar a spăimântat turiștii mai ceva ca mușcat streche. Și că dinspre Ucraina au trimis-o putiniștii puși la cale de șoșoacă, o petardă mai toloacă, mai de toloacă să-i aruce, să aruce sezoniști. Și acum trece la bombă. Bomba ce a picat la mare e o bombă oarecare. Și ca bombă de buzină, nu-i decât o pocnitoare. Bomba ce a picat la mare, ca să dea o lovitură, o găsești mai mult prin tirul, pe soseaua de centură. Fiindcă e scurt de tot sezonul, trece pe neobservate. Și în plus băieții fluturi, astăzi, au cată parteneriate ambicel, cum vrea Bruxelles. Când și când câte o comandă vine de la deveserul, de desfacere la bandă pentru parteneri pe scuturi. Bomba ce a picat la mare e de-a noastră, nu rusească. Bombă NATO din dotare, gata să ne țepuiască. Vă mulțumim pentru cele patru epigrame. Urmează un alt eșeam. La această ediție ne-au compreșit eșeamul. Domnul Vasile Vajoga, care în Animale de companie ne spune că în vreme ce vecina mea e fudulă, cu doi căței și trei pisici de rasă, nevastă mea se plânge că-i sătulă să stea de atâția ani
comportă în casă. Nu ne va droga, noi nu ne băgăm în viața nimănui, dar vreau explicați. Da, pentru că epigrame de major ați auzit și pentru că mă aflu aici la Brăila într-o zi superbă de toamnă, o să schimb puțin registru și cu accepțiunea dumneavoastră vă voi citi o toamnă policromă. Se lasă pe zare mori grei cum e plumbul, e toamnă de plină și zorile sreci, în lan de rugină foșnește porumbul și în vrej de aramă se încurcă dobleci, pe miriști coclite cad ultimii fluturi și aceleași fântâni, amintindu-și pompier, adună o umbră de lacrimi în ciuturi, proptindu-și uscatele cumpene în cer, stălunca în drumul luminii piezișe, lăstune din maluri sunt duși înspre sud, doar câțiva nagâți strigă în smârg sub costișe și după cortina de neguri aud, amurgul se îmbracă în purpură caldă, cu plete pestrițe în hățiști răchiți, iar probii cu brațele în aer se scaldă, gonindu-și dogoarea din zi osteniți, se tulbură în zare nori grei cum e plumbul, pendurele timpul în sucure în ploi, în glugi de rugine adoarme porumbul, e toamnă de plină, e toamna din noi. Vă mulțumesc! Foarte frumoasă, la anul face un festival de poezie, nu? În continuare, ne vom bucura, ne vom avea plăcerea să ascultăm prima parte a recitalului unei trupe brăilene de mare succes, pe care noi o iubim foarte mult, trupa Antic. Am obiect, am venit fără solistă.